Am rugat OSCE să intervină pe lângă Ambasada Federației Rusiei care să raporteze conducerea de la Moscova, pentru că eu consider că sunt unicii care pot influența ca să fie eliberat jurnalistul Vardanian, da? Am rugat să vorbească cu Smirnov ca să asigure securitatea familiei, să nu sufere soția și copiii după arestarea lui. Am rugat să îl viziteze ca să confirme că nu este maltratat, torturat de organele ilegale de la Tiraspol și să facă tot posibilul ca să fie eliberat acest jurnalist. Autoritățile noastre poate numai să insiste eliberarea lui, să solicite un sprijin din partea instituțiilor internaționale, europene, în eliberarea jurnalistului, dar nu putem face nimic, fiindcă teritoriul nu este controlat de noi.